Popasul nostru la cruce se sfârșește. Dar vestea bună e că putem să plecăm de aici altfel de cum am venit. Eu sunt lumina lumii, a spus Mântuitorul Iisus. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Amin. Putem să ne întoarcem împotriva lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă în viața noastră și în lume. Putem să încercăm să luptăm singuri și să cădem de oboseală, ori să ne doboare ceea ce nu este în controlul nostru. Sau putem să venim la Iisus, despre care la cruce am înțeles că are putere până și asupra morții. Să-L primim în viața noastră și să umblăm în lumină și, alături de El, să ducem această veste bună și celor din jurul nostru. Ține doar de alegerea noastră, a fiecăruia. Ultima parte a programului ne aduce înainte o promisiune. Promisiunea că într-o zi, foarte curând, Mântuitorul nostru se va întoarce și ne va lua acasă, departe de acest pământ îmbuibat de păcat, și cred că fiecare dintre noi așteptăm să ajungem acolo sus în ceruri. Asta pentru că El a promis că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Purtăm în noi, compozitor John Burson, este titlul ultimei piese pe care o vom interpreta în seara aceasta. Audiție plăcută!
Știți, uneori este bine să dai cortina la o parte și să vezi și ce se întâmplă dincolo. Înainte de a ieși, i-am întrebat pe cei de aici, n-ați vrea să spunem ceva totuși înainte să ieșim? Și au zis, nu ieșim așa pe tăcute. Și după aia mi-au spus, dar totuși trebuie să spunem ceva înainte să ne despărțim. Așadar, sunt aici ca reprezentant al lor, dar în același timp ca reprezentant a tot ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta aici în Bistrița. Pentru noi, cei care am fost în activitate încă de duminica trecută până astăzi, până în seara aceasta, a fost una dintre cele mai frumoase săptămâni de care am avut parte anul acesta, până acum. De asemenea, întâlnirea noastră din această după-amiază și concertul pe care l-am avut aici este o încununare a tot ceea ce înseamnă mesajul lui Dumnezeu pentru toți bistrițenii, care a încercat a fi transmis pe tot parcursul acestei săptămâni. Când am ieșit afară, nu știu dacă dumneavoastră nu aveți geamuri în partea dreaptă, dar când am ieșit afară și m-am uitat în partea dreaptă, am văzut un curcubeu foarte frumos care strălucește așa prin nor, ca un mesaj pentru fiecare dintre noi. Unul dintre băieți, Ramon, cel care prezenta aici, spunea, ăsta e semn de la Dumnezeu că ne-a primit jertfa. Ei bine, mi-ar plăcea să fie așa, ca în fiecare zi, la sfârșitul zilei, să avem un curcubeu spiritual, sufletesc, la nivelul inimii fiecăruia dintre noi. Și de fiecare dată când ne încheiem ziua, de fiecare dată când ne încheiem săptămâna, să încheiem așa cu un curcubeu în suflet, ca un mesaj din partea lui Dumnezeu, că totul a fost bine pe parcursul acelei zile. Vă doresc ca viața dumneavoastră a tuturor să fie însoțită permanent de curcubeu. Și chiar dacă nu e pe cer curcubeul, să fie măcar în Scripturi. Și chiar dacă nu e, știu eu, din Scripturi întotdeauna, să fie măcar acolo în suflet. Să purtați această imagine a lui Dumnezeu și anume un Dumnezeu binevoitor, atât de binevoitor încât a luat chipul unei jertfe de miel, de fiu pe calvar. Și acest mesaj nu ne transmite nimic altceva decât faptul că suntem iubiți. Cred că avem nevoie în tumultul acestei lumi să purtăm tot timpul acest mesaj în inimile noastre și anume, suntem iubiți, de dincolo de nor suntem iubiți. Știți că avem un cântec și n-aș vrea să mai lungez vorba, dar avem un cântec care spune așa, că uneori nu mai este soare, dar știu că dincolo de nori întotdeauna este un soare care strălucește. Și aș vrea să luați cu dumneavoastră acest mesaj. Purtăm în noi un cânt îngeresc. Acesta a fost imnul cu care am încheiat și acesta este mesajul cu care vrem să vă lăsăm. Purtăm în noi un cânt. Și cântul acesta este nimic altceva decât un cântec al dragostei de Tată pentru fiecare dintre noi. Fiți binecuvântați cu toții! Așa, n-aș vrea totuși să las microfonul fără să spun un mulțumesc bisericii de aici din Bistrița și aș fi vrut să-i mulțumesc și dirijorului nostru, dar este dincolo, ascuns undeva printre vase și de asemenea tuturor celorlalți care ați făcut posibilă activitatea noastră. Și de asemenea mulțumesc și pentru ceea ce urmează. Prietenii știu de ce. O săptămână binecuvântată în continuare, zile binecuvântate. Dumnezeu cu noi cu toții.